ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 29 septembrie 2022. Sunt prezenți fizic în sală 15 consilieri. 4 sunt prezenți prin intermediul online. Doamna Balaș Monica, domnul Anastasiu Constantin, domnul Tarie Ilean și doamna Negrea Anca Elena. Este întrunită majoritatea, ședința este statutară. Nu dăm pe domnul președinte de ședință să preia lucrările. Mulțumesc, domnul secretar. Voi supune la vot ordinea de zi așa cum ați primit-o în documentele și materialele dumneavoastră. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcea se abține. Deci, încă o dată, am precizat clar ordinea de zi care a fost primită cu materialele. Odată. Prima ordine de zi. Aia am votat. La aia v-ați abținut. Pentru ordinea de zi, cea inițială, de 22 puncte, sunt de acord. Păi, atunci sunteți pentru, nu se abține, domnul Sarcea. Deci asta am supus la vot. Supun la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 9 august 2022, 26 august 2022 și 19 septembrie 2022. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. O să supun la vot completarea ordinii de zi cu 15 proiecte, dacă nu mă înșel. O să le dau citire repede. Deci, propun completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind programul POI, maxa prioritară 11, măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, obiectivul specific 11.2, măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lasker, județul Bacău, orașul Comănești. 3. Proiect de hotărâre privind componenta 12, sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică 1 Roman 1 3, unități de asistență medicală ambulatorie. 4. Proiect de hotărâre privind componenta 12, sănătate, investiția 1-2, dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică 1 Roman 2.4, echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 63 din 31 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul eficientizarea energetică a blocurilor Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare numărul 7, Strada Republicii cu blocurile 7AB, 9, e vorba de scara AB, 9AB, Asociația de Proprietari George Bacovia numărul 8, Strada Republicii cu blocurile 8, scara ABC, 10 scara AB, 12, 14 scara ABC, 16 scara AB, strada Nicolae Ghica cu blocurile 1, 2 scara ABC, 4 scara AB. 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea, modificarea și completarea HCL numărul 61 din 31-3-2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari Azur numărul 6, Strada Republicii cu blocurile A, scara AB, A1, scara AB, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 141 din 19 septembrie privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect eficientizarea energetică a blocurilor Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare numărul 7, strada Ștefan cel Mare cu blocurile G1, G4 AB, G5, G6 AB, H3 AB, strada Republicii cu blocurile 3 scara AB, 5 scara AB, strada Pieții cu blocul G2 scara AB. 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 64 din 31 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica numărul 3, strada Ștefan cel Mare cu blocurile E1, E12, E13, E14, E8, F9, scara AB,
strada Aleea Parcului cu blocurile E2, E3, E5, E6. 9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 66 din 31 martie, privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Gheorghe Doja cu blocurile 1, scara AB, strada Pieții cu blocurile 1, 2, 3, AB, 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii cu blocul numărul 6. 10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 65 din 31 martie, privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiecte, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica, numărul 3, strada Aleea Parcului cu blocurile E7, E8, E9, E15, E16, F5, strada Republicii cu blocurile 13, scara AB, E4, strada Pieții cu blocurile F6, F7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 139 din 26 august 2022 privind aprobarea eficientizării energetice a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, bloc E4, strada Republicii, bloc 37, 39, 41, strada Gârlei, bloc 9, strada Gheorghe Donici. 12. Proiect de hotărâre privind componenta 3, managementul deșeurilor, investiția 1 Roman 1, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe comune, sub investiția 1 Roman 1B, construirea de insule ecologice. 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului Comănești, județul Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinanțări către Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Deci, am citit cele 15 probleme, 15 proiecte pe care propun să completăm ordinea de zi. Pentru completarea acestei ordini de zi cu aceste proiecte, a fost necesară completarea ordinei de zi cu aceste proiecte datorită urgenței fiecărui proiect în parte. Deci, supun la vot completarea ordinei cu cele 15 proiecte citite. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Voiam să vă aud ceva, nu mă aud să vă rog. Doamna secretară, confirmați, da? Urgența acestor proiecte. Dacă nu erau urgente, nu erau proiecte. Bun. Vom trece mai departe la ordinea de zi. Domnul președinte, vreau să anunț că nu voi vota la anumite puncte și vă rog să consemnați în procesul verbal punctele la care nu votez, pentru a nu exista suspiciunea de conflict de interese. Este vorba despre punctul 1, punctele 1, 9, 13, 14 și 18, care fac referire la școala gimnazială de Petreanu, unde sunt director. 13, 14 și 18. Și 18. Numai o secundă să note și eu. 1, 9, 13, 14 și 18. Și dumneavoastră, domnul Banu, la proiectul 17. Am înțeles. Așa. Și la 18, doamna Șișca? Și la 18. Și la 18. Da. Iar la punctele adăugate astăzi pe ordinea de zi nu e cazul. Da. Mulțumesc. Bun. Să trecem la ordinea de zi. Primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Materialele au fost transmise către dumneavoastră. În cadrul comisiilor s-a discutat. Domnișoara, director economic, v-a prezentat aceste modificări. Dacă nu are ceva de adăugat.
menționat în această rectificare, va fi prinsă și suma de 187.000 de lei aferentă personalului implicat în activitatea de recensământ. Conform hotărârii Guvernului, numărul 1156 din 22 septembrie 2020. Da. Bun, supun la vot acest proiect de hotărâre completat cu ceea ce a spus domnișoara, cu acea sumă, conform hotărârii de guvern. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trec la punctul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022. Materialele le-ați primit. Au fost discuții în cadrul comisiilor. Domnul Boveică a prezentat lista investițiilor. Mai aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la serviciu ECO Valea Muntelui. Materialele le-ați avut la dumneavoastră. În cadrul comisiilor s-au purtat discuții. Domnul Jitaru Augustin și cu doamna contabilă au precizat motivele rectificării bugetare. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafața de teren din domeniul public către SECE Delgaz Gridesa pentru lucrarea extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, strada dealului numărul 17, oraș Comănești, județul Bacău. Domnul, materialele le-ați avut. În cadrul comisiilor, domnul Cosmin Chiriac v-a prezentat legislația în vigoare. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere. Domnul Vice, vă rog. Aici o să dau citire anexelor de la proiectul de hotărâre. Comisia de urbanism avizează favorabil încheierea contractelor de concesiune teren prin schimbarea beneficiarilor, cesiune pentru Ardelanul Diana Camelia pentru Neagu Alexandru, Brânză Marian Florin pentru Enășcuță Ciprian, Prisecaru Atena pentru Bogdan Sorin, Muraru Elena pentru Butonoi Gheorghe și Butonoi Corina. Comisia de urbanism avizează favorabil încheierea tradițională a contractului de concesiune existent pentru Dulhac Vasile, 14 metri pătrați, strada Republicii, bloc 14. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Aș vrea să menționez și eu, se poate. Apropo și de ceea ce am zis în ședința pe comisii, aș dori ca pe viitor, cu ocazia acestui reveniment de contracte de concesiune, părțile și în special beneficiarii să aibă în vedere respectarea regimului disciplinei în construcții, mai exact. Pentru că de multe ori am întâlnit situații în care, după bunul plac, fiecare înțelege să folosească spațiul respectiv, ne respectăm niște chestiuni de estetică urbană și astfel orașul tinde să apară, să pară la unici. Am înțeles, domnul consilier. Așa cum am discutat și în cadrul comisiilor, domnul Cosmin Chiria chiar a întrebat. Cum am precizat la anexa numărul 1, sunt cesiuni. Cesiunile sunt schimbarea beneficiarilor. Deci nu se intervine, nu se construiește, nu se extinde, nu se demolează. Sunt cesiuni, schimbarea beneficiarilor la notariat. Prin acte de vânzare ale bunului. Și prin vânzarea bunului trebuie făcută și cesiunea terenului. Deci, am înțeles. Sub, în cazul de față, la toate punctele, nu este cazul. Știți, cu ghilimele de rigoare. Și de asta, atrag atenția asupra acestui aspect. Da. Supun la vot acest proiect de hotărâre cu avizul Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 43 din 25 martie 2022 privind inițiarea demersului pentru constituirea pădurii parc a orașului Comănești. Materialele au fost la dumneavoastră, au avut loc în cadrul, au avut loc discuții în cadrul comisiei, vi s-a precizat ce anume se modifică din HCL, adică scoatem două cuvinte, fond forestier. Da, dacă sunt alte întrebări, dacă nu sunt, vă rog
să votați. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? La punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cheltuielilor de întreținere și funcționarea centrului de agrement Trotu și Ionuț Iftimaie pentru anul 2022. Materialele au fost la dumneavoastră în cadrul comisiilor. Am fost aici și doamna Aron ne-a precizat exact ce se rectifică acolo. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Dar vă rog să încercăm. Avem multe puncte. Vă rog să interveniți. Da. Deci am sesizat din tabelul expus. Sunt cheltuieli, de exemplu, alte lucruri și servicii, 35.000 de lei. Reparații curente, 51.000 de lei. Țiese de schimb, 84.000 de lei. Acum, întrebarea mea ar fi, este o clădire luată la mână a doua, cumva? Totuși nu se pară mari aceste sume. Dacă îmi dați voie, domnule. Vă rog. Această clădire nu este luată la mâna a doua, este o clădire construită nouă, dar care a ieșit din garanție. Ea a avut termen de perioadă de garanție 2 ani de zile. Noi suntem deja la al 7-lea an de funcționare și, după cum știți, vă dau un exemplu, bazinul, piscina, a trebuit ca anul acesta să cumpărăm vopsea epoxidică, să o vopsim toată în capcoadă. Deci, ca și cum, și acasă, dacă luăm un lucru și nu-l întreținem, bine, putem să stăm și așa, n-aș fi nicio problemă. Dar ar însemna ca câțiva ani de zile să o aruncăm, să nu mai poată să fie folosită. De aceea, tot ceea ce trebuie reparat și întreținut, reparăm și întreținem. Este foarte simplu. Da. Mulțumesc, domnul primar. Decât să dăm 200 de miliarde, mai bine dăm 70 de miliarde. Ca să construim una nouă. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcă se abține. Proiect de hotărâre privind modificarea HCN numărul 6 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Comănești pentru anul 2022. Materialele le-ați avut, au avut loc discuții în cadrul comisiilor. Doamna Chirilă ne-a prezentat exact ce cheltuieli apar acolo. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Am ajuns la proiectul nou în care doamna Șișca nu votează. Proiect de hotărâre privind darea în administrare școlii gimnaziale Liviu Rebreanu Comănești a echipamentelor IT achiziționate de orașul Comănești prin proiectul dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activității didactice în mediul online, cod SMIS 144.044. Doamna David Raluca ne-a precizat modul legal de dare în administrare și acum are loc și finalizarea acestui proiect. Deci, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Același lucru îl avem la proiect de hotărâre privind darea în administrarea școlii gimnaziale Ciprian Porumbescu Comănești, a echipamentelor IT achiziționate de orașul Comănești, prin proiectul dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul online, cod SMIS 144.044. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Aceeași dare în administrare o avem și la proiect de hotărâre privind darea în administrare a școlii gimnaziale Costache Esciocana, echipamentelor IT achiziționate de orașul
Comănești prin proiectul cod SMIS 144.044. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! La punctul 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica, Comănești, a echipamentelor IT achiziționate de orașul Comănești prin proiectul dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare desfășurării activităților didactice în mediul online, cod SMIS 144.044. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! La punctul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli în cadrul proiectului, dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul online, cod SMIS 144.044. Doamna Alina Gure ne-a prezentat în cadrul comisiilor diferența de la panourile cu picior și panourile acelea de pe perete. Așa că ecranele, nu panourile. Panourile de proiecție. Așa și acea diferență care este. Dacă aveți întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Comănești în Consiliile de Administrație și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ din orașul Comănești. La Consiliul de Administrație, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu are nevoie de 3 persoane, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, tot de 3 reprezentanți ai Consiliului Local, Școala Ciprian Porumbescu, 2 reprezentanți și Școala Costache Ciocan, 2 reprezentanți. Am să fac o propunere din partea PNL. La Școala Gimnazială Liviu Rebreanu propun pe Lazar Costică, Pisecariu Elena Mihaela, Banu Mihai Răzvan. La Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, Șișca Maria Laura, Banu Mihai Răzvan, Șopârtoc Teofil Cristinel. La Școala Ciprian Porumbescu, Cosma Florin Ionuț, Balaș Monica. Și la Școala Gimnazială Costache Ciocan, Darie Irinel și Alboaie Simion. Dacă sunt și alte propuneri. Dacă nu sunt și alte propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Tot la acest proiect de hotărâre, în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității în unitățile de învățământ, avem câte un reprezentant al Consiliului Local la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, la Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, la Școala Costache Ciocan și aici apare și Școala Post-Liceală Sanitară Sanity Comănești. Din partea PNL propun Cosma Florin Ionuț la Liviu Rebreanu, la Colegiul Tehnic mă autopropun, la Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu Lazar Costică, la Școala Costachi Esciocan Anastasiu Constantin și la Școala Post-Liceală Sanity pe doamna Balaș Monica. Dacă sunt alte propuneri. Dacă nu sunt alte propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult! Așa. 15. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind delimitarea perimetrului ca stațiune turistică de interes local, oraș Comănești. Materialele le-ați avut primite. S-au purtat discuții în cadrul comisiilor. Domnul Cosmin Chiriac a precizat faptul că în perimetrul stațiunii turistice nu pot intra hale industriale, halde de steril și de aceea s-a trasat un anumit perimetru care să nu
conțin aceste lucruri. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului și al serviciilor subordonate. Materialele le-ați avut la dumneavoastră. În cadrul comisiilor s-au discutat aceste materiale, iar doamna Dumitru Luminița de la Biroul Resurse Umane ne-a prezentat faptul că prin promovarea examenului s-a trecut la o altă treaptă de salarizare. Am uitat. Pentru câte persoane? 5 persoane. Da. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru proiectul modernizare stației de epurare și extindere rețea de canalizare oraș Comunești, județul Bacău. Materialele ați avut la dumneavoastră. La comisie, doamna Aron Mihaela ne-a prezentat detalii despre deviz și despre finanțare și au avut loc discuții, chiar și domnul Constantin întreba ceva pe acolo, cu extinderea rețelei. Dacă aveți alte întrebări? Dacă nu... Totul este lămurit de treaba cât se va face din proiectul ăsta cu suma primită. Având în vedere că proiectul din anul trecut a fost de 96 de milioane, 94-96 de milioane, prețurile au crescut 30-40% de jert, și aprobat sunt 400 de euro. Ce nu se va face? Nu se va extinde toată rețeaua? Cum se va... Vă rog. Deci suntem la faza de proiectare. În momentul de față avem nevoie ca proiectantul să ne prezinte funcție de valorile pieței și de tot ce se întâmplă o sumă care să... Noi acum proiectăm întregul proiect de 96 de milioane. Nu proiectăm doar 43 de milioane. Proiectăm 96 de milioane. După ce avem proiectul la zi, cu toate prețurile la zi, îl vom scoate la execuție. Și bineînțeles că vom executa de 43 de milioane funcție de prioritățile pe care le vom stabili. Vom face stația de epurare prima dată, după care vom începe să facem rețele de canalizare. Și pe parcurs vom mai primi bani, pentru că acești bani se vor da etapizat funcție de cum vom avansa cu lucrările. Nu ne-a dat toți banii deodată ca să stăm, să vedem cum noi. Etapizat vom mai primi bani. Nu vă mai spun că sunt sume care rezultă și din economii. Economiile făcându-se la licitații. Licitațiile când se țin, ofertanții ca să câștige acele licitații, oferă mai puțin. Și la nivel de țară se adună niște sume de bani. Și nu este un secret să vă spun că am aflat că chiar un județ unde au primit o sumă substanțială, din start nu vor consuma. Și îmi spunea, uite, numai de acolo rămân nu știu câte sute de milioane de lei. Noi. Deci nu se pune problema să... Plus că există tehnologie avansată care este posibil să coste, din punct de vedere al costurilor, să fie mult mai ieftin față de tehnologia veche care a fost. Au venit niște oferte care, să vedem dacă sunt reale, trebuie să le verificăm. În 43 de milioane ne putem încadra și cu stația de epurare și cu întregul sistem de canalizare. Dacă își asumă executantul... Cred că nimeni din sala aceasta nu este împotriva realizării acestui proiect. Nu este vorba de împotriva, dar era diferența bază de deviz. 1.96, Nu sunt diferențe de deviz. Este vorba de valoarea proiectului pe care l-am depus la Ministerul Dezvoltării, fiind de 96 de milioane,
și valoarea care ni s-a fost aprobată prin Ministerul Dezvoltării de Guvernul României în valoare de 43 de milioane. Nu e vorba de diferență de devize. Noi am depus că avem nevoie de 96 de milioane, ni s-a aprobat cea mai mare sumă din județul Bacău, fiind în valoare de 43 de milioane. Cea mai mare sumă de care a fost alocată la acest, pe acest domeniu. Apă, canal, stații de epurare. Da. Mulțumim de informații. Exact cum a spus și dumneavoastră, totul se va face etapizat și prioritizat. Și cea mai mare prioritate, cred că, are stația de epurare. La acest proiect de hotărâre nu participă Banu Răzvan la vot. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Am ajuns la punctul 18. Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea unor bunuri mobile către școala gimnazială Liviu Rebreanu. Materialul a fost la dumneavoastră, au avut loc discuții la ședință. Doamna Iftimaie Silvia a prezentat faptul că bunurile care sunt de la creșă, creșa trecând în administrarea școlii gimnaziale Liviu Rebreanu, trebuie preluate și date în administrare de către primăria orașului Comănești. La acest punct nu participă doamna Șișca la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Aș vrea să vă comunic faptul că acum vreo lună de zile am depus un proiect pentru construirea unei noi creșe, că tot veni vorba de la, suntem la capitolul creșe. Ieri am fost și am semnat la București, la PNRR, finanțarea acestui proiect. Deci, o nouă creșă o avem finanțată pe PNRR, creșă care se va construi în orașul Comănești. De asemenea, am fost, tot cu ocazia deplasării la București, am fost la CNI, unde am discutat posibilitatea ca să mai depunem un proiect pentru încă o creșă. Și dacă o să fiți de acord, noi am deja depunem cererea, și o să mai facem cea de-a doua creșă, o să vă propun să o facem la școala 5 bis, care are un teren generos acolo alături de ea, și o să încercăm să mai facem și acolo o creșă pentru zona de vest a orașului, de nord-vest. Da. Mulțumesc, domnul primar. Poate sunt tineri pe acolo care mai vor să mai... Mai au copii. Să nu se mai deplaseze în oraș. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL după încheierea contractelor de achiziții pentru proiectul asfaltare și amenajare parcări pe strada Șupanului, Muntelui, Codrului și fundătura Șoimului. Materialele au fost la comisie. Cosmin ne-a explicat despre ce este vorba, dacă mai aveți intervenții sau întrebări. Da, domnul Sarcă, vă rog. Am fost chiar astăzi într-o vizită pe acolo și a remarcat un lucru care nu e o premieră, dar aș vrea să atrag atenția asupra lui. Multe stres sunt cumva în situația asta. Au fost îndalzat foarte mult cota de nivel a drumului, cât oamenii sunt acum în posibilitatea de a ieși din curs, mai ales cei care se află pe partea râului Șupan. Eu consider că, la nivel de proiectant, primăria trebuie să sugereze proiectantului să depoperteze din drumul inițial, încât cota finală a drumului asfaltat să fie cumva similară cu cea dinainte. Așa ar trebui, zic eu, pentru că primăria trebuie să apere interesele riveranilor, nu are proiectantului ca să scutească niște cheltuieli. Drumul nu a fost decopertat. Și sunt porțiuni unde porțile realmente au fost înfundate și se scurge apa curială în curți sau ies cu dificultate din acestea. Pe de altă parte,
nici amorsa pentru aderența bitumului, binder, se mai numește stratul de rezistență. Dumneavoastră spuneți niște lucruri aici tehnice, la care nici eu, nici dumneavoastră, nici ceilalți nu suntem specialiști. Deci, eu știu că... Și când se băgăiește un perete, se dă o amors. Nu știu, vă spun ce este, nu mă pricep. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, dacă îmi dați voie, domnul președinte, hai să nu mai lungim, că noi invitat domnul consilier Apacand acum și ne spune povești că trebuie să dea amorsă pe piatră, pe pietri, să dea amorsă. Se dă amorsă. Nu se dă nicio amorsă, niciodată. Am văzut toate de asfaltări. Probabil că ai văzut. Noi n-am văzut. Noi n-am văzut. Am asfaltat vreo 60 de străzi până acum și n-am văzut să dea amorsă pe piatră și pe pământ și pe nisip și pe nu știu mai de pe acolo. Dar proiectul acesta, când proiectantul a început să facă documentația tehnică, a avut o sumă de bani. Și în acea sumă de bani, dacă noi o dublam sau o triplam, putea să coboare nivelul străzii cu 2 metri jos, nu cu 20 cm. Dar s-a încadrat în acea sumă de bani. Ca să decopertezi o cantitate de material, să-l car, unde îl car, că după aia vine tot domnul consilier și spune că de ce îl depozităm nu știu unde și nu știu unde, că dacă ducem pe podei, de ce îl ducem pe podei, dacă îl ducem în altă parte, de ce îl ducem acolo, constructorul are nevoie de distanță mică pentru transport și mai departe. Astea intră la cheltuieli eligibile sau cheltuieli neeligibile, pe care trebuie să le scoatem din buzunar. Ori noi, dacă avem acei bani, ne permitem să săpăm și să facem asfaltul și pe coastă și pe dungă și pe... Să modifice porțile, gardurile și așa mai departe. La ora aceasta, niciun riveran nu a venit să-mi reclame că este nemulțumit pentru că nu este, că ar fi nemulțumit de această lucrare. Până la ora aceasta, niciun riveran nu a venit în acest sens. Am fost eu pe stradă și nu s-a exprimat această nemulțumire. Da. Foarte bine că ați fost și așa aveți ce face acasă. Da, știți dumneavoastră. Da, păi da, știu, foarte bine că știu. Da. Care a fost motivul din care a finalizat proiectul la valoarea propusă inițial prin 2018? Păi, valoarea proiectului de atunci era, ca să spunem mai exact, era la jumătate din proiect, din valoarea actuală. L-am scos la licitație de 9 ori. De 9 ori a fost scos la licitație. Păi bun, și nu s-a încadrat nici un constructor. Păi proiectantul ăla. La anul următiv, dacă un drum trebuie să-l faci minim, dau un exemplu, cum spune colegul. Dom'le, trebuie să decopertezi minim 25 metri și după aia... Dar nu scrie nicăieri cât îți decopertezi. Există norme tehnice și îi spune... Nu este nicăieri în vreo normă tehnică că trebuie decopertat, domnule. Dacă este pământ vegetal, dacă zestrea străzii conține pământ vegetal, acel pământ vegetal trebuie decopertat obligatoriu. Okay, dar zestrea străzii nu conține pământ vegetal, conține infrastructură stradală, care, auziți, vreți să o facem pe proiectanții aici, pe toți? Nu, domnule, încerc să spun altceva. Proiectantul a făcut un proiect, o sumă, 2 milioane, cu 6 ani de zi, sau 5 ani, 4 ani, cât ar fi, da? S-a dovedit că suma aia nu a fost de ajuns și, ca urmare, s-a licitat de 9 ori și nu a venit nimeni să o facă. Deci proiectantul a făcut un proiect bun sau rău, prost? Acum, suma s-a suplimentat, s-a ajuns la 5 milioane. S-au dat bani de la bani. Ok, s-a dat la 5 milioane, nu e nicio problemă. Au crescut și cheltuielile primăriei cu 1.200.000 sau 130.000 față de 2007. Proiectantul ăla răspunde cumva că a făcut un proiect care nu ajunge la licitație? Sau ajunge la licitație, dar nu-l ia nimeni pentru că este subevaluat? Asta întreb. Eu asta, pe mine asta mă trage. Domnule, deci, asta vreți să povestim aici despre ce se întâmplă când... peste un an de zile vor crește prețurile cu 80% din nou? Și răspunde proiectantul? Răspunde proiectantul pentru inflația care se... Bun. Deci eu asta am spus. Proiectantul a făcut un proiect. S-a ajuns la licitație. Nu s-a prezentat sau nu s-a prezentat. Nu sunteți mulțumiți că se desfășoară acest proiect sau care? Va să fac mulțumit. Și atunci... Deci nu asta este discuția. Și atunci credem, hai să vorbim ca să ne aflăm în treabă. Hai să vorbim să ne aflăm în treabă că de ce proiectantul a făcut la valoarea aia, că de ce n-a decopertat din stradă, că de ce n-a făcut strada mai în stânga, mai în dreapta. A crescut valoarea care o plătește primăria de copilare, de la 500.000.
Și vreți să nu și vreți ca să nu crească? Păi dacă l-am scos de 9 ori la licitație pentru că erau valori la nivelul lui 2016. Păi de ce a făcut proiectul pe lume? De prima dată. Pentru că... Vreau acum din primărie, mai dați 130.000 de lei. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră, noi. Noi dăm. Da, da, noi dăm, pentru că la valoarea de 50 de miliarde punem și noi 10 miliarde. Care e problema? Ok, de acord. Dar puteți spune numai 50.000 dacă făcea proiectul pe mai de prima dată. Corect sau nu? Ai proiectul rău sau ce vreți să spuneți? Dar da, cine poate să evalueze? Domnule, dar de ce nu faceți dumneavoastră contestații, domnule? Reclamați, domnule! Domnule, dar domnilor, vă aflați întreabă. Nu m-am făcut. Ba da, vă aflați întreabă. Ce știți dumneavoastră de proiect tehnic și de infrastructură și de amorsă pe piatră. Deci, ce știți dumneavoastră despre asta? Aveți vreo abilitate în acest sens? Spune domnul... Deci, haideți să o luăm. Nu suntem nici ingineri proiectanți, nici asta. Deci nu putem discuta aici și să ne întindem la discuții. Aveți competență? Aveți competență? Sunt o mulțime de oameni care nu au competență pentru posturile pe care le ocupă. Domnul Sarca, aveți competență pentru proiectele de infrastructură? Eu atâta vă întreb. Aveți competență? Dacă nu aveți competență, atunci cum puteți contesta? Din auzite, aveți în spate, mi-ați spus la o ședință, că aveți specialiștii dumneavoastră de la USR, care l-au convins și pe colegul dumneavoastră să depună niște proiecte, copy și paste, și au spus, tot așa ne-a spus și colegul dumneavoastră anterior. Am consultat avocații de la USR și când colo a fost proiect copii și pești care nu respecta. Nu dau un derizoriu, dar dumneavoastră ați dat-o, ne-ați luat cu proiecte tehnice. Nu ne mai dați curs la asemenea chestii, pentru că în 2016, când s-a depus acest proiect... Nu e ok, îți devină proiectanții, sunt o treabă, e bun, e meritul primarului. Totdeauna așa este. Domnilor, acel proiect a fost aprobat de Consiliul Local la nivelul prețurilor anului 2016. Suntem în anul 2022. Proiectantul a actualizat prețurile la nivelul anului 2022. Proiectantul nu poate să știe că dacă noi nu facem proiectul anul ăsta, să prindă el inflația pentru anul 2023 și să pună alte valori. Suntem la nivelul acesta. Din cauza aceasta noi am venit cu cofinanțare mai mare, pentru că s-au devalorizat prețurile materiale și tot ce vreți dumneavoastră și manoperă și suntem la o diferență de ani când prețurile sunt diferite sau majorat. Proiectantul nu-i de vină, noi nu suntem de vină. Vreți să propuneți să nu mai facem proiectul? Asta e întrebarea mea. Domnul Ștefan, doriți să nu mai facem acest proiect? Eu am pus o întrebare. Păi nu, dar v-am răspuns. Dumneavoastră ați înțeles despre ce-i vorba? Proiectantul a discutat de nivelul anului 2016 pe un nivel de proiect, după care au durat ani de zile până când s-a băgat la finanțare și între timp s-a devalorizat. De aceea nu s-a putut executa. Acum l-a actualizat la nivelul anului 2022. Suntem în fața în care noi îl executăm. Doriți să nu-l mai executăm? O să vedeți pe vot. Da, atunci o să punem la vot. Cine este pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. Trecem la punctul 20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat cu Asociația Sinfonia Florilor Bacău. Materialele au fost la comisie. Domnul Constantin Chirilă ne-a prezentat în cadrul comisiilor ce înseamnă acel contract de parteneriat și ce se va face. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. La punctul 21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de cupe pentru premierea participanților la campionatul național Endurocross, ce se va desfășura în orașul Comăneci, județul Bacău. La fel, ni s-a prezentat la comisii, materialele ați avut, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Domnul Vici. Aș vrea să fac o propunere pentru președinte de ședință următoarele 3 luni, pe domnul Șopăr. Mai sunt și alte propuneri?
Dacă nu mai sunt și alte propuneri, supune la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Și acum vom trece la 23 alte probleme. Proiect de hotărâre privind programul POIM, axa prioritară 11, măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, obiectivul specific 11.2, măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților, autorităților administrației publice locale. La comisie s-a discutat, doamna secretar ne-a precizat urgența, doamna Cristina Lucu ne-a precizat despre ce este vorba, dacă mai aveți ceva de adăugat sau întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sar. Mulțumesc. Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul comunist, strada Vasile Alexandrii, numărul 1. La fel, doamna Cristina ne-a prezentat în cadrul comisiilor despre ce este vorba. Doamna secretar ne-a precizat urgența acestui proiect de hotărâre și baza legală. Dacă mai are cineva întrebări pe acest proiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind componenta 12, sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică 1 Roman 1-3, unități de asistență medicală ambulatorie. Doamna Cristina a prezentat proiectul, ceea ce se va face în cadrul acestui proiect. S-a precizat și când au fost lansate, cât de repede au fost lansate aceste proiecte. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține. Împotrivă? Împotrivă? Nu. V-am văzut cu întârziere mâna. Da? Cine se abține? Da, domnul Sarca. Proiect de hotărâre privind componenta 12, sănătate, investiția 1 Roman 2, dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică 1 Roman 2-4, echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale. Iarăși, mi s-a precizat despre ce este vorba în acest proiect. Am văzut și care este urgența, domnul manager ne-a precizat-o. Și, într-adevăr, riscul ăsta de infecții nozocomiale trebuie eliminat prin ceea ce veți cumpăra în cadrul acelui proiect. Dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 63 din 31 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari, Ștefan cel Mare, numărul 7, strada Republicii cu blocurile 7, scara AB, 9AB, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Republicii cu blocul 8ABC, 10AB, 12, 14ABC, 16AB, strada Nicolae Ghica cu blocurile 1, 2ABC, 4AB. V-a prezentat doamna Cristina despre ce este vorba în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 61 din 31 martie privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de
Proiect eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Azur numărul 6, strada Republicii cu blocurile A, scara AB, A1, scara AB, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 și B8. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarc. Punctul 23 cu 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 141 din 19 septembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare numărul 7, strada Ștefan cel Mare cu blocurile G1, G4 AB, G5, G6 AB, H3 AB, strada Republicii cu blocul 3 AB, 5 AB, strada Pieței cu blocul G2, scara AB. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcă. 23 cu 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 64 din 31 martie privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica numărul 3, strada Ștefan cel Mare cu blocurile E1, E12, E13, E14, E8, F9, A și B, strada Aleea Parcului cu blocurile E2, E3, E5 și E6. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarc. 23 cu 9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 66 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari George Bacovia numărul 8, strada Gheorghe Dojan cu blocurile 1AB, strada Pieții cu blocurile 1, 2, 3 AB, 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii cu blocul 6. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. 23 cu 10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 65 din 31 martie privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica numărul 3, strada Alea Parcului cu blocurile E7, E8, E9, E15, E16, F5, strada Republicii cu blocurile 13AB, E4, strada Pieței cu blocurile F6, F7. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcă. 23.11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL numărul 139 din 26 august privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, blocul E4, strada Republicii, blocurile 37, 39, 41, strada Gârle și blocul 9, strada Gheorghe Donici. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcă. 23 cu 12. Proiect de hotărâre privind componenta 3, managementul deșeurilor, investiția 1 Roman 1, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe și comune, sub investiția 1 Roman 1B, construirea de insule ecologice digitalizate. Doamna Cristina și cu domnul Augustin ne-au prezentat ce înseamnă insule ecologice, sau au avut loc discuții. Dacă mai aveți întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarc. 23 cu 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. De asemenea, și aici domnul Cosmin ne-a prezentat care este urgența, că după 30 septembrie cei de la DGAPS nu mai puteau să stea acolo și a fost nevoie să introducem, să-l dăm iarăși
în administrare, s-a discutat în cadrul comisiilor, deci supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sar. La 23:14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului Comănești. Și aici domnul Cosmin ne-a prezentat trecerea terenului pentru ceea ce ne-a prezentat mai devreme domnul primar cu Creșa. Terenul pe care va fi construit Creșa se află în domeniul privat și va trebui să treacă în domeniul public pentru a fi realizată investiția care tocmai a fost semnată la Ministerul Dezvoltării de către domnul primar. Întrebări dacă aveți? Zona în care se va amplasa Creșa, înțeles că este undeva aproape de Petrom. Este vis-a-vis de Petrom la intrarea în Comănești pe partea dreaptă. Vă deranjează? Nu, mi se pare un pic marginal. Tocmai de aceea v-am mai pus încă o creșă în Lăvaie. O să mai construim o creșă și în Lăvaie. Da. Mulțumim. Supun m-am gândit și eu la chestia asta. Zic, hai să mai facem una, că o să zic că ăștia că prea departe din Lăvaie până acolo. Eu nu o să duc copilul acolo, dar vreau să spun ca idee. Se adresează special de Meștiului și Potenului creșa respectivă. Păi avem una în centru orașului. Avem una la intrare în Comănești, la Șipoteni, și vom mai avea încă una la intrare în Comănești, la Bălăuia. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnul Sarcă se abține, da? Sau nu vă abține? Nu sunt împotriva acestor proiecte. Nu, dar trebuie să înțeleg votul. Abținere înseamnă împotriva. Trebuiau discutat dintr-o ședință. Domnilor consilieri, dacă toți dintre dumneavoastră v-ați abține la aceste proiecte, aceste proiecte nu ar trece. Deci nu s-a realizat. Da. Nu, asta, eu de asta îmi notez ca să, și secretariatul să fie corespondență. Ceea ce facem aici este, nu e o joacă. Ceea ce facem noi aici nu este o joacă. Aici este o treabă serioasă. Discutăm de proiecte ale orașului Comănești. Și dacă vreți să știți, pentru că au apărut aceste proiecte prin clarificări, prin depuneri de completări la proiecte, că sunt proiecte depuse de noi de mai mulți, de mai multe luni de zile. Și dacă noi nu depunem la timp, noi pierdem aceste proiecte. Sau, pentru că am primit aceste proiecte și completări, clarificări, etică, ar fi trebuit, pentru că ordinea de zi o depusesem. Deci ordinea de zi era aceea pe care ați primit-o inițial. Ar fi trebuit să mai facem o ședință extraordinară sau de îndată, mâine sau poi mâine. Chiar? Și atunci am vorbit cu doamna secretar, doamna secretar, puneți-le la alte probleme. Zice că sunt cam multe. Nu e nicio problemă, pot să fie câte ori fi. Decât să mai facem o ședință, sunt conștient și sigur că colegii noștri consilieri o să fie mai bucuroși să votăm și să discutăm completarea ordinii de zi, să facem în aceeași ședință, decât să ne mai întâlnim din nou mâine sau poimâine pentru a discuta această ordine de zi. Dar, cu toate acestea, este posibil ca să primim săptămâna aceasta alte noi clarificări, pe alte noi proiecte. Și va trebui să vă convoc de îndată să votăm și acele proiecte. Dacă toți ar vota prin a se abține, sau mai bine zis, nu ar vota, înseamnă că aceste proiecte nu ar trece. Înseamnă că cel care votează prin a se abține, înseamnă că acel om, acel consilier, nu este de acord cu proiectele noastre. Abținere nu înseamnă că ești împotriva. Ba da, domnul consilier, vot abținerea în codul administrativ este se numără la vot împotrivă. Eu vă vorbesc pe lege, nu pe altceva. Da. Deci dumneavoastră nu ați fost de acord cu niciun proiect din cele care le-am votat. Trebuiau cu toate discuții pe tema acestor 15 proiecte separat. Asta este punctul meu de vedere. Domnul consilier USR și-ar fi dorit să ne mai întâlnim încă o dată, dar noi din cauza că avem foarte multe probleme de rezolvat în orașul ăsta, nu putem să ne întâlnim la ședință în fiecare zi sau din două în două zile. De aceea am venit cu această soluție de a pune. Sunt proiecte pe ordinea de zi la alte probleme care au termen mâine. Azi. Și astăzi. La birou de dezvoltare au termen astăzi. La spital termenul este până pe mâine 10, la ora 12. Iar mâine, da. Din această cauză am pus ședința la ora 12 ca să avem timp
să le aprobăm și să le avem timp să le trimitem până la ora 3. Acesta este motivul prin care apar pe ordinea de zi. Ele sunt urgențe și atunci trebuie să le tratăm. A scris problema în urgențe, doamna. Domnul consilier, permiteți să vă explic că la alte probleme... Păi dacă vreați urgență, trebuie să facem ședință extraordinară, dacă vreați să facem. La alte probleme sunt se suplimentează ordinea de zi cu proiectele de hotărâri care dumneavoastră le-ați primit pe ordinea de zi până în momentul ședinței. Aveți două situații diferite. Situația de dinainte pe care ați primit pe ordinea de zi și alte probleme, suplimentarea ordinei de zi, care au intervenit între data primirii convocării de către dumneavoastră și data ședinței. Acesta este motivul pentru care aceste proiecte de hotărâre apar pe ordinea de zi astăzi, dar le-ați primit prin mail, au fost discutate la comisii, codul administrativ, domnul consilier, dacă îmi permiteți doar un punct de pe, din actul normativ din codul administrativ, articolul 135 aliniatul 8 din codul administrativ precizează în mod clar suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Acestea sunt probleme urgente, se pot dovedi prin documente, de asta sunt cuprinse în ordinea de zi la alte probleme. Mulțumesc. 23/14 s-a supus la vot. M-am un proiect. Proiect de hotărâre 23/15. Proiect de hotărâre privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinanțări către Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr. De 7 ani, doamna Cristina și cu doamna secretar ne-au explicat că Ministerul solicită, Ministerul Sănătății, ca să fiu foarte clar, solicită o cotă de cofinanțare de 10%, o anumită sumă, în cazul în care Ministerul Sănătății face o investiție la Spitalul Comănești ca să fie sigur că poate să comunitatea să susțină cofinanțarea. De 7 ani de când se cere această sumă, Ministerul Sănătății nu a făcut nicio investiție în Spitalul Comănești. Noi trebuie să asigurăm, pentru a se vedea buna noastră credință și dorința de a avea un spital cât mai modern și care să se adreseze tuturor locuitorilor din orașul Comănești și de pe Valea Muntelui. Și de aceea s-a făcut acest proiect de hotărâre, proiect de hotărâre care are termenul final de dus mâine la ora 12 la Bacău. Adresa Ministerului Sănătății de la Direcția Generală Economică a intrat la Spitalul Comănești pe 27.09.2022 cu termen mâine, până în ora 12. A intrat undeva după amiază, după ora 4. S-a muncit, s-a lucrat, se muncește foarte mult o adresă, nu este pusă în discuția dumneavoastră așa simplu. Ea se analizează, se întocmesc documente, înscrisuri, ca să ajungă la dumneavoastră. Deci ea nu poate să apară instant. Deci se muncește, apare, este de maximă urgență și au apărut la alte probleme. S-a făcut materialele la ori pe mail și s-a discutat în ședința de comisie. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru acesta. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sar. Ultimul punct și după asta voi încheia ședința. Divers. Aș vrea, domnul președinte, dacă permiteți, vreau să mulțumesc colegilor care au înțeles importanța acestor hotărâri de consiliu local. Dacă a înțeles pentru ce ne aflăm aici și ce trebuie să facem, pentru că aici se iau decizii foarte importante legate de orașul Comănești, de viitorul orașului Comănești, de proiectele pe care le derulăm și le desfășurăm,